Deșteptarea. Momentul să mergem în Galați. Imagini neobișnuite surprinse în municipiul Galați. Ce crezi că s-a întâmplat acolo? Un bărbat își cumpărase o canapea nouă și s-a decis să o ducă acasă cu propria mașină. Bine, adică... ce mașină avea? Că dacă avea un... Hammer sau nu, un Humvee sau ce? Sedan din ăsta, cred că e un Passat. Din deci un model să mai vechi. Canapeaua cu canapeaua cu Passatul? Da. A pus-o, adică... pe canapeaua, a pus-o pe canapeaua mașinii, da, pe bancheta spate. Păi stai puțin, mă, cum a pus-o canapea pe bancheta din spate? Uite, și-a luat o canapea mică. În stânga și în dreapta ieșea canapeaua, știi? Hello! Ușile mașinii normal că au rămas deschise, pentru că... Mergea așa ca Liliacul arăta. Se pregătea de decodare. Batman. Batman. Piesa așa de mobilier era normal că era mai lungă decât bancheta și ieșea așa în afara caroseriei. L-a văzut și poliția, i-a dat amendă 870 de lei. I-a dat amendă pentru nerespectarea regulilor privind transportul obiectelor, dar și pentru că avea permisul deteriorat. Corect, că dacă tot te-a oprit, da. Da, da, n-avea cumva, pentru că se mai întâmplă, n-ai 50 de lei să dai la băieții aia, care știi că în fața fiecărui magazin de mobilă sunt niște băieți cu niște mașini. Da. Cu 50 de lei... 50 de lei era acum 10 ani. Stai mă, că nu vorbesc ani. De București. Am vorbesc, dus niște mobile din Colentina până în 13 septembrie cu 500 transport, la 700, nu știu. Da? Da. Mult, la 50 de lei. 100 de lei ția la transport de acolo, da, de unde merg eu până... Că am mai cărat și eu. Am vrut și eu niște mașinuțe în două. Ți-ai făcut o prieteni? Nu, mi-am făcut prieteni, dar le mai explic, le mai zic. Dar altfel am cărat și eu cu mașina mea. Deci am încărcat într-o mașină la un moment dat niște gresii și faianță, m-am uitat la ea, așa era. Avion, da, mai aveam un pic și decola. Așa arăta. Dar cel mai tare a fost când am pus o floare. Băi, aveam o floare și se uita nevastă mea, crezi că da, în cape. N-ai cum, cu tot cu ghiveci. Dar ce floare ți-ai luat tu, Cătăline, așa mare? Da, o floare mare. Mare, mi-a luat o iuca și o scosese în jumătate pe geamul din spate, că n-avea loc, îți dai seama. Da, păi, cam așa. Nu, eu am îndoit-o, cumva am reușit să o bag în... Ai îndoit floarea, vai, da, vai, floarea, vai, dacă... vai, vai. Și am mai avut niște tije subțiri, nu mai știu la ce le foloseam, pe care le-am pus de prin dreapta față către stânga spate, așa. Ba da, m-am ambiționat. Nu știu, cred că se numesc plinte. Da, nu și plinte, nu, că erau pentru altceva. La... Alea de la parchet, parchet știu. Și da, tot așa, trebuie să... N-ai cum să o cari o de-aia cu o mașină normală, știi? Da, decât să o scoți pe geam și să mergi cu stâlpă. În după fine, tine. Da, 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 bine, da, am văzut ce mai tare îmi plac oamenii care cară porc. Păi nu, dar ne descurcăm aici la noi. Da, niciodată nu spunem niciodată când e vorba să băgăm ceva mașină, să ducem dintr-un loc în altul. De-aia e făcută mașina. Păi nu, da, te ducă din punctul A în punctul B, că mergi cu porcul, ce urs sună în dreapta, pe canapea din spate. Tot timpul e loc în dreapta. Mm. Și am luat acum, uite, când am plecat în concediu, am luat mașina nevestimii, care e chiar mică. Mă, nenicule, să vezi cum arătam cu bagaje pentru două săptămâni. Deci auzi, poți să clădești din... acolo. Ăla din dreapta locul se numește locul porcului sau mortului, că nu mai știu. A, mortului, așa-i zice lumea, da. Porcului mort. Cape mai curând și porc acolo. Dacă nu mai am să-l pui, îl tai bucăți frumos, elegant. Crezi că ascultătorii noștri care ceva la ora asta în mașinile proprii? Sunt convins că dacă nu cară, sigur au văzut pe cineva. Și chiar suntem curioși. Uite, hai să vorbim așa în dimineața asta. Voi ne povestiți care este cel mai ciudat, greu, imposibil lucru pe care l-ați cărat cu o mașină? Frigiderul. Frigider? Uite, cred că nu, nu poate, cred, să, nu cred că mai poți să cari frigider, deși eu am băgat odată într-un taxi break. Dacă când ai break, eram student, am băgat break, un frigider, da, din ăla. Da, așa cu, nu știu, trebuie un papuc sau un break pentru un frigider. Da, altfel da, nu-mi imaginez cum l-ai putea... Decât să-l pui peste, să-l pui pe plafon. Îl pui pe plafon, da. Am văzut că îl mai are lumea, por bagaje din alea. Mașina de spălat, iar e foarte greu de transportat, că e foarte grea. Da, da, sunt oameni care praf, nu mașina. Se lasă. Așa, mă rog, să ne întoarcem la... Da, deci care e cel mai greu lucru, cel mai nepotrivit, cel mai ne la locul lui, ăla imposibil, pe care l-ați cărat cu mașina sau i-ați văzut pe alții, în mod evident, cărând? Știu eu, am văzut o mașină plină de ouă, deci, jur, plină de ouă, deci căra omul la cufraje de ouă, am zis, bă, la prima groapă pe care o ia, cred că sare în toate părțile, așa, și celebrele mașini cu varză. Nu știu, când veneau băieții așa. Aoleo, da. Bă, nene, câtă varză poate să încapă într-o mașină, într-o Dacie, este ireal. Deci, da, clădit așa corect, pusă, cred un că la munte de varză, un munte de varză, un munte poate de varză intra, da, în mașina aia. Și în portbagaj, și în spate pusă, e plin de varză acolo. Și vă așteptăm cu mesaje. Deci 0728 3 de 1 3 de 2.
Ce ai găsit acolo, Cătălin? Ne-a trimis cineva, cred că fotografii. Stai să văd dacă-s de acum, care o mașină, cu altă mașină. Așa. Sunt în drum spre casă, vin din Franța. Nu vreți să știți prin ce emoții am trecut la cursa asta. Dar ce ai, frățioare, aici în spate, că nu mă prind. Are un agregat, nu știu ce, trebuie să ne explici, trebuie să ne scrii. Cel mai mare lucru pe care l-am creat cu mașina a fost un șifonier cu trei uși pe care l-am legat de mașină în partea de sus, Matei din Onești. Deși șifonierul poți să-l transporti, dumne, cu mașina mică, legat de plafon. A încărat un porc de Crăciun. Proprietarul i-a băgat un paharel de răchiu. Stai că era viu. I-a băgat un păhrel de rachiu pe gât și după ce a dormit l-am urcat în Dacia Break. După un timp s-a trezit. Problema e că nu mai aveam rachiu. Asomarea porcului cu rachiu, nu? Da. Fii atent. Salut, băieți. Am două chestii de povestit. Mama mea, pe vremea lui Ceaușescu, sau chiar după Revoluție, făcea micul trafic spre Ungaria. Noi suntem din Arad. Ea lucra la un magazin de mobilă. Acum se face mare trafic. Și fiecare cărace... Dacia avea acces mai mult. A băgat în Dacia 1300, un dormitor, o sufragerie și câteva balansoare la un drum. Toate. Iar eu, când am luat bunicul, Dumnezeu să-l ierte, de acasă, în sicriu, l-am dus sus pe portbagajul Daciei verde. Verde. Deci verde. Dacia, da? Bunicul nu prea mai era, din câte am înțeles. Da, ne pare rău, dar da. Uite da. Că da. Viața te pune în tot felul de ipostaze. Ultima ciudățenie pe care am mâncat-o de la Pitești la Caracal sunt niște pui destruți. Pui destruți? Revin la mesajul anterior. Nu era mai comod să-l duci fără sincriu? Întreb. Mă, Cătălin, ce faci cu pui în bancheta din spate? Nu, aici, nu, la struți. Păi da, mă, pui pe bancheta din spate. Revenim. Deșteptarea